Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Corina Bezer și în fiecare zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Turcia și Siria au fost marcate de o serie de cutremure devastatoare. Mii de oameni au murit sub dărâmături, o mulțime de oameni sunt răniți și în condițiile gerului și ninsorilor, disperarea crește pe zi ce trece. În această situație, mai multe țări au sărit în ajutor și Republica Moldova nu a rămas indiferentă, iar 55 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au plecat în misiune în Turcia pentru a ajuta la descarcerarea și salvarea vieților oamenilor din localitățile afectate. În urma seismelor care au lovit Turcia și nord-vestul Siriei, Republica Moldova a primit solicitare oficială de intervenție de la guvernul Turciei și a primit acceptul de misiune urmare a ofertei de ajutor înaintată către mecanismele Uniunii Europene și NATO, responsabile în coordonarea asistenței în caz de dezastre. Șefa statului Maia Sandu a fost prezentă la plecarea convoiului de căutare și salvare urbană a Republicii Moldova spre Turcia. Președinta le-a urat succese salvatorilor în misiune și reușite cât mai multe în salvarea oamenilor din ghearele dezastrului. Cutremurele au făcut mii de victime, au distrus un număr impunător de clădiri și obiecte de infrastructură, mii de oameni rămânând sub dărâmături. Tragedia prin care trec oamenii din regiunile afectate este de neimaginat. Dragi salvatori, aveți în față un drum lung și o misiune grea. Veți munci fără pauze, căutând să salvați cât mai multe vieți omenești. Vă mulțumim pentru dăruirea voastră și vă așteptăm sănătoși acasă. A scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Echipa Republicii Moldova de căutare-salvare în medii urbane urmează să activeze cel puțin 7 zile în zona afectată din Turcia. Republica Moldova se află în zonă seismică și riscul producerii unui cutremur este destul de ridicat. Cum se va face față unui seism de intensitate mare în cazul în care majoritatea clădirilor construite încă la mijlocul secolului trecut nu au o expertiză geoseismică, iar mulți dintre locatari au efectuat modificări individuale care au afectat pereții de rezistență a clădirilor, sunt întrebări care frământă tot mai multă lume. Aceste case au fost construite acum 40 de ani. De atunci, oamenii au intervenit cu mai multe modificări. Au construit anexe, au distrus din pereții de bază, iar acum, în cazul unui cutremur mai mare, există riscuri sporite pentru securitate. Oamenii cu care am discutat spun că se tem pentru siguranța lor. Sigur că mă tem, când e ca o chiatră în cap, mă gândesc să mor pentru altceva, cumva. Cine știe, la puterea sovietică mai construiau și bune, dar și cam mai furau cimentul. Depinde cât. Dacă ține mai mult de o minută, și 5 baluri îți duc șlădiri, îți duc tăiat. Nu cred eu. Că nu-mi pasă nimic așa împotriva catastrofei de astea naturale. Nu poate să ține nimic. Cât de beton n-ai pune și n-ai pune. Noi nu știm la ce să ne așteptăm. El poate și să începe, știți, încet, dar pe urmă poate să fie mai tare. Și cum e acum în Turcia. Doamne ferește. Pentru că noi nu știm când o buie, dar накручивать себя раньше времени зачем? Просто единственное, принимать меры, которые предусмотрены в случае землетрясения. Несущая стена, не выходить на лестницу, в лифт и так далее. Cum o să ne fie soarta? Nu putem ști noi ce o să fie. Directorul Institutului de Geologie și Seismologie Igor Nicoara spune că teritoriul Republicii Moldova este expus riscului seismic, iar zona Vrancea generează cutremure de pământ care pot afecta construcțiile și pun în pericol viața oamenilor din Moldova. Totodată, specialistul menționează că din analizele făcute anterior, cele mai vulnerabile sunt construcțiile situate în partea veche a orașului, ce au fost construite în secolul XIX, prima jumătate a secolului XX. Cel mai important este că noi, în general, să conștientizăm că locuim într-o zonă expusă riscului și pericolului seismic, să știm niște reguli simple de comportament și vom vedea că numai un eventual cutremur poate să demonstreze cum noi putem, în general, ca societate, ca administrare a dezastrelor, putem să răspundem. De aia este foarte important ca orice construcție să fie conform proiectelor. Dar proiectul presupune investigații geotehnice, aprecierea seismicității terenului și deja proiectarea construcției în conformitate cu normativele în construcție pentru seismicitatea corespunzătoare a acestui teren. Igor Nicoara susține însă că un cutremur la fel de mare ca cel din Turcia în Republica Moldova practic nu ar trebui să aibă loc. Acolo a fost un seism
de scoarță, de suprafață, cu mică adâncime a focarului. Pentru noi, pericolul reprezintă seismele cu adâncimea mai mare a focarului, unde energia se răspândește pe o arie mai extinsă, dar afectează mai puțin. Căci dacă adâncimea e mai mică, spunem că lovitura este concentrată. Este foarte important ca oamenii să fie pregătiți și instruiți cum să reacționeze în caz de cutremure, susține Liliana Pușcașu, ofițer de presă la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Atunci când ne evacuăm, trebuie să luăm rucsacul de salvare și să mergem într-un loc sigur. Mai mult ca atât, oamenii trebuie să comunice între ei anterior producerea acestei situații de urgență, să știe unde se pot întâlni în cazul în care telefonia nu mai funcționează. Dacă ne-am pomenit prinși sub dărâmături, este foarte bine să lovim în obiecte rigide, dar pentru ca salvatorii să poată interveni sau oamenii care cer ajutor prin așa metode să-l poată cere eficient. Pe teritoriul Republicii Moldova, ultimele două cutremure de intensitate mare s-au produs în anii 1977 și 1986. Achitarea facturilor pentru serviciile comunale reprezintă o povară tot mai mare pentru moldoveni. Deși majoritatea beneficiază de compensații din partea statului, oamenii spun că acestea sunt prea mici în comparație cu sumele mari care le sunt afișate în facturi. Vocea Basarabiei i-a întrebat pe trecătorii întâlniți pe străzile din Chișinău cum se descurcă atunci când trebuie să achite serviciile comunale și cum își repartizează bugetul astfel încât să le ajungă și pentru restul necesităților de trai. Mă gândesc mai mult spre parale, să mă achit și gata. Compensațiile v-au ajutat? Da, desigur că m-au ajutat. Mulțumit conducerii. Vine nota întristării. Ce plătim? Ce să facem? Компенсации вы ajută? Парциал, да. Сигур, а făcut un lucru bun, consideră eu cel puțin. Нет слов просто. Думаешь, как жить дальше, когда за все расплатился и у тебя практически ничего не осталось. Вот и все. Компенсации вам помогают? Ну, я с детьми, как бы с родителями. Один раз была компенсация и все. Mă gândesc la guvernarea noastră. Și ce anume? Foarte rău. Considerați că din cauza guvernării este complicat acum? Da. Numai despre lor avem și facturi așa mari. Da, eu вижу счета на коммунальные, я стараюсь рассчитывать заранее свой бюджет, конечно же, но конечно же смотрю, какую сумму нам компенсирует государство, но эта сумма иногда не совпадает с тем, что я думаю заранее. И скумп. Și dorogă. Și trebuie să ne gândim cum să ne achităm. Asta e. Dar compensațiile vă ajută? Eu primesc, da, 700 lei și asta tot o leacă ajutor, dar cam puțin tel. Vocea Basarabiei a mai întrebat trecătorii ce cred ei despre inițiativa Mișcării pentru Popor condusă de Marina Tauber de a cere guvernului să compenseze integral facturile consumatorilor casnici la energia electrică, termică și gazele naturale timp de 3 luni de iarnă. Ar fi un beneficiu. Ar fi, da, trebuie să fim și înțelegători și cu guvernarea. Dar este real? Păi depinde care sunt resursele, că trebuie să aibă resurse din cu ce să achite, cu ce să acopere cheltuielile. Я не знаю, о каком движении вы говорите, но я считаю так, что если человек потребляет какие-то услуги, то ему бесплатно никто ничего не должен. Есть у идеи, как с вашей политика синева din dos. Asta tot, precizat. Că dacă cineva de alături, din vecinii noștri cu țările, la dânsa și cu mult mai bine și la noi, numai pe noi asta ne-a afectat, da? Eu aș zice, da, că guvernul și-a, da, dă-ți și măleacă mai pe pământ. Și tot lucru se întâmplă așa. Și eu ne închipui că dacă și fost guvernul în ecran, spun, Dodon sau cineva, eu mă ating că noi de așa, de cele compensații nu cred să merg vorba. Că nu era să vii banii din Europa, cum măcar ne mai ajută cu ceva, adică ne salvează situația, știi?
Amintim că pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023, Guvernul Republicii Moldova a hotărât să compenseze parțial creșterea tarifelor la resursele energetice prin programul Ajutor la Contor. Programul de compensații este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Slovaciei. O boală cruntă, mult prea nemiloasă pentru vârsta fragedă pe care o au. Anual, în Republica Moldova, aproximativ 150 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Datele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât această rată este în continuă creștere. În fiecare an, circa 300.000 de copii din lumea întreagă, adică unul din 500 de copii, sunt diagnosticați cu diferite forme de tumori. Acum un an, Mihaela Nicolaiciuc a pășit pentru prima dată pragul spitalului oncologic împreună cu copilul său David, care avea atunci doar 3 ani. În acel moment a început lupta cu o boală crâncenă. Fiul său a fost diagnosticat cu leucemie, iar de atunci au urmat mai multe ședințe de chimioterapie. Mihaela Nicolaiciuc spune că aflarea veștii despre boala fiului său i-a schimbat radical viața. Am înțeles deodată de la Centrul Mami și Copilul, după analize, după diagnoză. Diagnoza din tăi a fost leucemie, dar deja ce tip încă nu se știa, trebuia de concretizat. După analiza deja mai desfășurată s-a concretizat că este leucemie limfoblastică. E greu să privești cum copilul tău suferă și practic să nu poți să-l ajuți cu nimic. Unica ce putea să-l susții și să încerci să-l sustragi din toată atmosfera asta grea. Mămica, în vârstă de 23 de ani, mărturisește cu lacrimi în ochi că au trecut printr-o perioadă foarte complicată, iar secția hematologică le-a devenit casă, dar și grădinița unde mergea fiul său atunci când se simțea bine. Acum însă este fericită că revine mai rar la spital, iar chinul care l-au dus împreună i-au făcut mai puternici. Acum când venim, deja el așa vine bucuros aici, cu toți se cuprinde, pe toți îi cunoaște, caută medici, asistentele. Deja e ca la el acasă. A fost a doua casă aici, atâta timp se petrece aici cu toate persoanele acestea, te deprinzi, chiar că sunt ca o familie și asistentele medicale și medici și restul pacienților care sunt, pentru toți retrăiești, ai o grijă oarecare. Natalia Vâlcu-Bajureanu își amintește cu durere în suflet despre momentele grele prin care a trecut. La scurt timp după ce părea că fiul său, Gheorghe, a învins cancerul, boala a recidivat. Mai târziu și ea a primit vestea că are o maladie oncologică. Totuși s-a concentrat mai mult pe sănătatea fiului, așa că au plecat în Italia, acolo unde au continuat lupta pentru viață. A fost însă o bătălie peste puterile fiului său. În timpul când copilul meu suferea de această boală, am aflat și eu că am o diagnoză oncologică. Și o bună perioadă de timp noi ne încurajam reciproc, atât în procesul chimioterapiilor, cât și ulterioarelor recuperări. După aceste proceduri, era momentul când noi eram într-atâta de apropiați, pentru că el știa că eu știu prin ce trece el. Natalia Vâlcu-Bajureanu spune că nici până astăzi nu poate accepta ideea că fiul său nu mai este, însă continuă să fie puternică pentru ceilalți doi copii ai săi. Astăzi ea este președinta Asociației Viața Fără Leucemie, ce are ca scop acordarea sprijinului moral și material copiilor bolnavi oncologic și familiilor care îngrijesc de ei. Nu există zi în care eu să nu mă gândesc cum ar fi fost Gheorghe acum, mai ales că îl are pe fratele Geamăn, care are 16 ani acum, deci noi vorbim de 3 ani de când Gheorghe nu este cu noi. Și nu este zi în care eu să nu mă gândesc, dar cum ar fi făcut Gheorghe în situația dată sau ce ar fi spus el în situația dată. Medicii spun că cea mai bună prevenire a cancerului este efectuarea analizelor regulate. Potrivit specialiștilor, de obicei, cancerul la copii este mai agresiv, însă aceștia răspund mai bine la tratament decât adulții. Leucemiile acute la copii sunt pe primul loc, după care urmează tumorile cerebrale. Ulterior sunt însoțite de limfoame și de celelalte tipuri de tumori solide. Se tratează și tot timpul s-a tratat și în Republica Moldova, acum în dependență de forma tipului de cancer. De fapt, arma terapeutică principală în tratamentul cancerului la copii totuși rămâne chimioterapie. De fapt, fiecare caz, odată ajuns pe secție la noi, este un caz aparte, este un caz care necesită implicare în echipă.
Nu vorbim de pacientul meu sau pacientul cuiva, vorbim de pacientul nostru. Conform statisticilor, rata de supraviețuire a copiilor bolnavi de cancer este foarte ridicată, aproximativ 75% din pacienții care primesc tratament de specialitate se vindecă. Totuși, deși ratele de vindecare ale cancerului la copii s-au majorat esențial în ultimile decenii, cancerul rămâne principala cauză de deces cauzată de boală în rândul copiilor. Cătălina Cazacu, la ei săi 27 de ani, a învins anorexia cu care a luptat 5 ani. Fata visa să facă actorie, așa că a decis să meargă la facultate în Marea Britanie. După primul an de studii, tânăra a început să se simtă singură, nu mai mulțumea nimic și avea un gol imens în suflet. De aici până la anorexia a fost un singur pas, abia acum a prins curaj să povestească despre experiența traumatizantă prin care a trecut pentru a fi de ajutor altor fete care se confruntă cu aceeași problemă. Cătălina povestește că motivul anorexiei a fost stresul. De la 54 de kilograme, tânăra a ajuns să cântărească 45 de kilograme fără să-și dea seama. Și treptat am început să scad în kilograme și nu mi-am dat seama, pentru că era o chestie foarte, foarte normală. Nu mi-era foame, nu mănânc, ok, fac ce vreau. Și într-un moment dat am înțeles că sunt, arăt într-un anumit fel și a venit gândul că probabil eu nu sunt destul. Care ar fi modalitatea ca eu să fiu destul? Cătălina povestește că a avut mare noroc de părinți. Aceștia au încurajat-o și au ajutat-o să depășească disfuncția alimentară fără a-i aduce reproșuri, ba din contra, au reușit să o ajute să conștientizeze că are nevoie de ajutorul specialiștilor. Nu vrei pe pastile să stai? Bine, hai să găsim o altă modalitate, tu alegi. Și cumva tot drumul ăsta a fost alegerea mea, am fost la psihiatru, care mi-a zis că am depresie anxioasă și drum așa direct spre suicid. Și am ales să merg la psiholog și la psihiatru. După ce s-a adresat după ajutor la specialiști, Cătălina a început să-și revină și a făcut prieteni noi, s-a dedicat artei și a uitat de defectele personale, prezența cărora o măcina o altă dată. Te temi să nu fii prost în societatea noastră. Te temi să nu fii sensibil, că o să fii folosit împotriva ta. Și subiectul ăsta, eu mult timp am crezut că, mă gândeam că eu nu vreau încă să-l spun, el nu-i lecuit pe deplin și el poate fi folosit împotriva mea. Dar acum, eu sunt bine. Cătălina Cazacu spune că anorexia este un subiect tabu în societatea noastră, deși ar trebui să se vorbească tot mai mult despre asta. E foarte important să vorbim despre asta. E foarte important să le spunem oamenilor că dereglările alimentare există și acolo nu e bine. Asta duce la anxietate, la depresie și foarte des la gândul că nu vrei să trăiești, pentru că nu mai înțelegi de ce ești în starea asta. Și nu putem să ne aruncăm cu cuvinte că acolo e bine, acolo nu e bine deloc. Nutriționiștii susțin că mâncatul trebuie să fie o plăcere. Înfometarea, nopțile nedormite, dietele și lipsa de energie duc la disfuncții alimentare. Cum îți dai seama? Lipsa de energie este primul lucru care îți dă acolo semnal că tu nu ești bine. Că consumi prea mult decât te încarci. Hrana, până la urmă, e și o sursă de energie. Pentru că toate aceste lucruri din copilărie, de acolo, din perioada de diversificare, se lasă cu urmări mai târziu, când devenim adulți și apar tot felul de disfuncții alimentare. Alte cauze sau de ce ajungem să le avem, pentru că nu suntem mulțumiți și nu ne iubim corpul. Specialista spune că în ultima perioadă și copiii ajung să aibă disfuncții alimentare. În ultima perioadă, în cabinetul meu, au ajuns multe mămici cu copii. Copii, hai să zicem, de la vârsta de 8, 10, 12 ani, care refuză să mănânce sau, din contra, mănâncă prea mult. Și acolo mă duc iarăși. Încep a rezolva problema din perioada de diversificare alimentară și încerc să aflu cine este persoana responsabilă de regimul alimentar, pentru că nu tot timpul este mamă. În același timp, psihologii afirmă că cele mai importante sunt relațiile umane și susținerea din partea celor apropiați.
Cel mai important este ca să avem o relație bună cu mediul familial. Eu cred că asta este foarte esențial și părinții trebuie să înțeleagă că nu este corect a se face un accent foarte mare pe constituția corporală, pentru că asta poate perturba imaginea corporală ulterioară. În cazul în care apar anumite dificultăți în percepția corporală, ne putem adresa neapărat nutriționistului, psihologului și ei vor colabora în vederea găsirii unui tratament și unei terapii corespunzătoare pacientului. În unele cazuri, pacienții sunt îndemnați sau li se recomandă să se adreseze și psihiatrului pentru prescrierea unui tratament medicamentos. Anorexia este o tulburare de alimentație cu implicații fizice și emoționale a celor care se tem într-un mod patologic de kilogramele în plus și, în consecință, se înfometează. Republica Moldova continuă să fie una dintre cele mai sărace țări din Europa. Potrivit unui clasament al Organizației Națiunilor Unite pentru anul 2020, gradul de urbanizare al Moldovei este de doar aproximativ 42%, iar acest lucru constituie un impediment în calea dezvoltării. Vocea Basarabiei i-a întrebat pe oamenii întâlniți pe străzile din municipiul Cahul ce cred despre bogăție și sărăcie și ce soluții sunt pentru ca oamenii să aibă parte de bunăstare. Aș bucura să fie industrie în țară. Dacă ați fi industrie, ați fi și bogați. Asta ce nu se ocupă de cu mulți ani, conducerea de plină. Я считаю, если не было Майя Санду, было бы хорошо. А если появилось, если был Игорь Дадон, было все нормально. А Майя Санду появилась и стала нищета, не ничтой. Сарач. Săraci, cu oamenii nu poate să întrețină de la lună până la lună cu salariu, că e foarte jos. Mai ales și noi, tineretul, dar bătrânii mai greu o duc ca noi. Asta e. Și e foarte greu pentru dânșii, că rămân singuri și e greu. Республика Молдова очень бедная. Это и наше правительство совсем не заботится о нас. Они бы посмотрели, поехали в село, посмотрели, как живем мы, аграрники. Это ужас. Они повышают пенсию бюджетникам, а за аграрникам они не думают. За нас, которые мы в селе вкалываем, даем им хлеб. Я лично имею виноград. Никто за нас не думает. Ну, с кем ты рад, ты сараш? Putem încă mergem mai departe. Nu suntem sărăcie. Da. E bine, încă avem încă, sunt încă posibilități încă de a trăi mai bine. Așa că nu e atât de sărac cum ne-am învățat noi să ne văităm. Așa, normal. Nu prea săraci. Dacă muncești, este. Cea mai sărac, ce nu știți. Ce să vă spun? Sărăcie. Lumea n-are de lucru. Vedeți undeva pe drum tineret? Dar de ce nu sunt? Că au bătut din palme cu votați-ne ca să vă facem. Ce să vă facem? Am doi copii care eu i-am crescut. Eu și trebuia să-i cresc, da? Eu i-am învățat din banii mei, eu i-am crescut, eu i-am lecuit când s-au îmbolnăvit, eu i-am trimis la învățătură și acum ei n-au de lucru aici. Ni găvăriu, pentru că n-ați loc. Și să spun că chiar suntem săraci lichiți pământului. Am dat-o pestea lui Olga și Olacu, cum a zis, că n-au trăit moldovenii așa de bine cum trăiesc acum. Mă scuzați, poate că copii pe cineva, dar cam nu-i chiar așa. Uitați-vă câte mașini sunt, câte vrem, chiar ca boierii toți să trăim. Dar de când e lumea și pământul, n-a trăit toată lumea la fel. Trebuie să ne mulțumim cu ce avem și să întindem piciorul cât îi pătură. Amintim că guvernul a aprobat în anul 2021 Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027. În document sunt vizate municipiile Cahul, Comrat, Ungheni, Orhei, Soroca și Edineț. Jurnalista Valentina Ursu continuă discuțiile la firul ierbii. De această dată a ajuns în localitatea Meșeni, Rezina, și a discutat cu oamenii despre exodul populației, consecințele acesteia asupra satului și statului, despre dezvoltarea comunității.
Tudor Griza, locuitor al satului Meșeni, a lucrat în Rusia. La final însă l-au păcălit și nu i-au mai plătit pentru munca prestată. Nu mai e drum de întors spre Rusia. Calea Moldovei este europeană. Unde este război, acolo sunt nevoi. Putin nu poate reface URSS, a menționat Tudor Griza. Acesta spune că tot ce s-a făcut în satul natal au fost investiții europene. Toate proiectele care spun amuia sunt din partea Uniunii Europene. Grădiniță, clubul și s-au reparat în sat, sunt din... nu de la Putin. Așa că numai unire cu România și Uniunea Europeană, altă cale. Localitatea Meșeni, ca și toate localitățile din Republica Moldova, a fost afectată de fenomenul migrație și încă mai sunt din cei care vor să ia drumul prebegiei. Pleacă lumea că nu sunt locuri de muncă și nu sunt după trecut, dar ca și lumea în sat, înainte lumea creșteau animale și se întreținea tutun, animale, dar s-au închis tot. Cum era înainte, cum zicem noi, un punct de colectare pentru să știi ce zagot cantori. Din eu, două ori pe an, colectau de la lume, dar nu colectează nimeni. Și la sat, practic, dacă n-ai loc de muncă, să treacă luna să prinzi salariul, trebuie să mergi cu coșul, soară și nimeni nu-l cumpără. Anastasia Platon, bibliotecara din sat, a muncit peste hotare, dar a revenit acasă și se bucură de modernizarea satului și a statului. Schimbarea vine de la fiecare dintre noi și oricât de bine ar fi peste hotare, nimeni nu te așteaptă ca acasă, susține Anastasia Platon. Să știți chiar de acolo, de unde sunteți, să nu uitați că aveți o țară unde sunteți așteptați și aici sunteți în libertatea voastră, nu adică o libertate necontrolată, o libertate democratică, în care aerul este mai curat, apa este mai pură și atmosfera asta de familiaritate este mai intensă, căci, da, și străinul îți oferă o gazdă, și străinul te va respecta și te va plăti în funcție de atitudinea ta și de comportamentul pe care îl manifeste acolo. Și copiii primarului de la Meșeni fac parte din diaspora. Practic nu există familie să nu aibă pe cineva plecat, dar noi pe toți îi așteptăm acasă. Sunt oameni muncitori care s-au dus să-și adune un gram de avere ca să se întoarcă la baștină, așa cum am făcut și eu după ce am muncit în străinătate, afirmă Efim Mardar, edilul localității. Noi suntem afectați foarte tare și de migrație, fiindcă din la moment, cum am spus, din 900 de persoane pe listă la evidență, în sat de facto sunt la 500. Majoritatea, toate familiile au, sunt copiii plecați psihotare și au plecat psihotare nu că de bună voie s-au dus, să-și schimbe viața spre bine, să economic să schimbe. Lipsesc locurile de muncă, sunt prost remunerate și cele care sunt, asta este explicația. N-am să discut în America, dar într-adevăr și în sat, ca și în toată Republica, lipsesc locurile de muncă. Noi fiind de timpul Uniunii Sovietice, noi fiind o sistemă în colhoz, colhoz a fost în sistemă mult tabac promului și toată gospodăria s-a ocupat cu creșterea tutunului, altă să dezvolte locuri de muncă, altă nu au fost posibilitatea și de când sau chiar sistema de tun de creștere Moldova s-a distrus total. Integrarea europeană, susține primarul, este colacul de salvare pentru întreg statul, dar și pentru statul Meșeni. Calea corectă e spre Uniunea Europeană, de mai am încă și părerea mea. Că noi fără unire n-a să ajungem strâmbini. Explozie de culoare și aromă de primăvară în satul Bardar din raionul Ialoveni. Gheorghe Luchița este fermier în a doua generație. Acum 30 de ani, tatăl său a început să crească legume în cei 80 de ani care revenise după destrămarea Uniunii Sovietice pentru a putea supraviețui. În scurt timp, acesta a decis să planteze flori. Acum, la 3 decenii distanță, în gospodăria țărănească a familiei Luchița, an de an, în plină iarnă, e o adevărată primăvară. În perioada de iarnă, iată, anume oamenii își doresc așa ceva mai pozitiv, pentru că tot în jur e posomărât, e friguros, însă florile dau așa un simț de căldură. Gheorghe Luchița a absolvit Facultatea de Chimie la Universitatea de Stat din Moldova. Munca la birou l-a plictisit însă repede și nici costumul clasic și halatul alb nu erau tocmai pe plac. Nu a stat mult pe gânduri și a preluat afacerea tatălui său.
lucru cu plantele totuși ne apropie de lucrurile care sunt cel mai complex în univers. Florile te oferă astfel de posibilitate să fii cam tot timpul ocupat, să nu ne gândim la lucruri mai rele. Gheorghe Luchița spune că inițial plantau bulbi într-o colibă mică din lemn și peliculă din plastic. Acum dispun de două cote standard pentru zona centrală a Republicii Moldova, unde iarna înfloresc zeci de specii de flori de primăvară. Zambilele, ghiocii, lalelele, viorelele și irișii. Sunt florile pe care familia le crește în cantități mari pe parcursul celor 3 luni de iarnă. Nu putem să ne ocupăm chiar cu toate tipurile de flori. Mai mult ne specializăm cu flori de primăvară, avem și unele flori de toamnă, însă cam cu aceeași biologie ca și florile de primăvară, tot așa cu bulbi. Florile cu bulbi pot fi crescute în seră, este un avantaj foarte mare al lor. Din decembrie și până în februarie, sera familiei Luchița e plină de culoare. Diverse soiuri de lalele bucură ochii celor care pășesc pragul familiei Luchița. Albe, roșii, galbene, mov și roz, toate sunt îngrijite și crescute cu grijă. Sunt doar câteva perioade când lalele sunt mai întrebate. Asta e perioada atunci când ele primele apar, fie la sfârșit decembrie sau la început ianuarie, atunci toți doresc în iarnă să aibă câteva floricele să se bucure. Și după deja iată toată luna ianuarie, florile nu se întreabă, doar în cazul zilelor de naștere sau a unor altor sărbători de familie. Afacerea și riscul merg mână în mână, dar asta nu-l demoralizează pe Gheorghe Luchița. Este important să obținem o floare calitativă, în caz contrar, ușor nimerim în pierderi. În cazul lalelilor, în sine cost este foarte o pondere mare la încălzire, în special este anul ăsta, când cărbunele este foarte scump și noi încălzim cu cărbune, iar și gazul, la fel, cu toți cunoaștem că s-a scumpit. Prin urmare, dacă avem pierdere încă și în flori, de exemplu, nu sunt 95% din flori calitative, iar de exemplu, 50% deja sunt pierderi în loc de câștiguri. Din cauza scumpirii gazului și cărbunelui, o floare nu poate să coste mai puțin de 15 lei, fiind cu 3 lei mai scumpă decât anul trecut. Cărbunele acum constituie cam 10.000 de lei tonă. În seră, practic, o tonă asta pentru o săptămână ajunge, însă e necesar de încălzit 6-8 săptămâni iată, pentru a obține o floare. Prin urmare, cheltuielile sunt foarte mari și noi suntem tot nevoiți să majorăm prețurile. În caz contrar, ieșim din afacere. În seara lui Gheorghe Luchița cresc peste 3.000 de soiuri de lalele. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare, iar până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Toate bune!